Salutare, prieteni! Eu sunt Elena, voi sunteți pe canalul meu de YouTube, iar astăzi am revenit cu un nou vlog. Astăzi nu o să fac un vlog și astăzi o să cânt piesa mea preferată, Stai de 6. Deci e efectiv piesa mea preferată. De la Bibi, pentru că Bibi e influencerul meu preferat. Știu că am mai zis că am mai mulți influenceri preferați, dar Bibi mereu o să rămână pe locul 1, pentru că urmăresc de când eram destul de mică și da. Haideți să nu mai lungim atâta videoclipul și să-i dăm drumul, dar vă rog să dați un like și să vă abonați, pentru că pe mine mă ajută foarte mult și mă încurajează să mai postez. Stai de 6, dacă tot ai pus mâna pe ea. Tu lași urechile să audă ceea ce ochii nu au văzut. Dar vezi că dragostea e crudă, crudă și dulce ca un fruct. Înainte că stai în crudă, la pachet cu tocul și niște gelozii. Dar dacă ăsta e felul tău de iubi, vreau doar să știi, mă văd în oglindă când tu mă privești. Așa se întâmplă când te mă lipsești, dar vreau să-mi promiți, când stai de 6, să nu fure nimeni inima. Stai de 6, dacă tot ai pus mâna pe ea. Hoțul nu e frică de hoț, pierde cea mai bună dintre toți. Stai de 6, să nu fure nimeni inima. Asta și Sfârșitul Lumii sunt piesele mele preferate, sunt prea faine. Simt cum mă vezi, chiar și atunci când te mai enervezi. Oare tot frumoasă ta mă crezi? Nu vreau vorbe, vreau doar dovezi că nu-ți arde de joc, că știm că nu-i de mine. Eu nu mă joc când vine vorba de iubire. Ia stai, ne-ai înțeles că te știu după privire. Di-di-di-di-ding-dong, stai pe linia de plătire. Mă văd în oglindă când tu mă privești. Așa se întâmplă când te mă lipsești, dar vreau să-mi promit. Stai de 6, să nu fure nimeni inima. Stai de 6, dacă tot ai pus mâna pe ea. Hoțul nu e frică de hoț, pierde cea mai bun dintre toți. Stai de 6, să nu fure nimeni inima. Prieteni, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Mă puteți căuta și pe TikTok la Zodi toată ziua. Nu știu de ce încă am username-ul ăsta, doar că încă nu-l pot schimba. Atunci făceam clipuri cu Zodi pentru activitate. Dar acum o să postez efectiv cu mine și cum cânt. Așa că dacă v-a plăcut vlogul, v-am spus, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Eu am fost Elena, vă pup și vă iubesc!